Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Împrietenește-te cu tine. Așa cum vă anunțam săptămâna trecută, tema acestei emisiuni este perfecționismul și ce se poate ascunde în spatele lui. Aflăm toate informațiile de la Claudia Jimeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, precum și fondatoarea Centrului Amaneser. Bună seara, Claudia! Bună seara, Ana! Așa cum vorbeam săptămâna trecută despre acceptare și despre perfecționism, despre care am povestit că detaliem în această emisiune, de multe ori ne dorim să fim perfecți, tocmai din nevoia de a fi acceptați, văzuți, aprobați, de a aparține unui grup, unei societăți, la birou și așa mai departe. Și nu de puține ori auzim: acea persoană este perfecționistă, te poți baza pe ea. Ca și când perfecționismul este o calitate pe care doar cei care pot face parte din grupul nostru o pot avea sau ar trebui să o aibă ca să facă parte din grup. Ce se poate ascunde în spatele acestui perfecționism și este sau nu o calitate pe care ar trebui să ne-o însușim și dezvoltăm? Ok. O să încep să răspund dacă e o calitate sau nu. Uh-huh. Pentru că, cum ziceai, poate să fie și un mecanism prin care ascundem alte lucruri, dar ideea este că a face lucruri bine sau foarte bine nu înseamnă a fi perfect. Când vorbim de perfecționism, vorbim de un prea mult. Uh-huh. Și când eu fac lucrurile foarte bine, lumea se poate baza pe mine că le fac. Dacă sunt foarte responsabilă, în principiu, eu pot să mă bazez pe cuvântul meu că știu că o să le fac, că o să le țin, și atunci asta se reflectă și în relațiile mele. Lumea se poate baza că dacă am zis, o să o fac pentru că am arătat-o de multe ori. Sau pentru că de multe ori am făcut un lucru bine, șansele să următoarea dată să-l fac la fel de bine sunt mari. Da? Deci a face lucruri bine nu este egal cu a fi perfecte. Da? Încă de multe ori aud, știi, păi dacă pierd asta, nu o să mai fac lucruri bine. Uh-huh. Sau, ba da, le facem, pentru că eu cred că natura noastră este să facem lucruri bine. Eu n-am auzit pe nimeni, îmi place să le fac prost. Nu am auzit nici măcar un copil, adică când un copil învață ceva, repetă până când iese. Nu-i place să nu iasă. Știi când se ridică, când învață să se ridice din fund sau de patru lave, încearcă până iese. Când facem bastonașe, să scriem, exersăm până ne iese. Adică e ceva natural să le facem bine sau cât mai bine putem în funcție de starea noastră de moment sau situația sau contextul în care suntem. Când vorbim de perfecționism, vorbim de un prea mult. Un surplus de la cel bine. Pentru că eu pot să mă bucur că am făcut un lucru foarte bine și a rămas o mică zgâriatură undeva. Gata, nimic nu contează, că nu e perfect. Este sau perfect sau nimic. Mm-hmm. Dar cât am făcut de bine nu contează. Pentru că există acel plus. Da? Trebuia să fie, nu știu, am greșit o virgulă la un e-mail. Sau am pus, sau trebuia să mai adaug o frază, sau trebuia să mai zic nu știu ce. Acel prea mult este cel care ne liniștește. Și neliniștea asta este care roade în interior. Da? Deci avem ceea ce facem și cum ne-am dorit să fie. Acum, ceea ce ne-am dorit să fie, când devine un trebuie să fie, atunci adăugăm un surplus de anxietate, pentru că nu mai lăsăm șansa să fie altfel. Știți, dar de multe ori zic asta și la grupuri și în individual, că culmea perfecționismului este să-mi dau voie să greșesc. Perfect. Sunt atât de perfecte încât îmi dau voie să fac lucrurile imperfecte. Da? Dar ideea este că atunci când vorbim de perfecționism, vorbim de anumite repere fixe. Și întotdeauna ștacheta este mai sus. Pentru că vedem ce nu merge.
ideea este în mecanismul pe care vorbeam la emisiunea trecută, era vorba că eu am dezvoltat un perfecționism crezând că voi fi mai acceptată, voi fi mai primită, voi fi mai iubită ca persoană de cum mă consider eu, că sunt sau că merit. Deci eu mă simt neîncresătoare și oamenii, să zicem că am o credință, oamenii neîncresători în ei sau oamenii care nu reușesc să facă X sau Y lucruri sunt dați la o parte. Ca să evit să fiu dată la o parte, o să încerc să fiu perfectă. Sau de multe ori este ca să primesc mai multă afecțiune din partea mamei sau a tatălui, o să fac totul mai bine, mai bine, mai bine, mai bine, mai bine, în sensul că ei să fie fericiți, să-mi dea ceea ce am nevoie. Dar cum ei aveau dificultățile lor, nu reușeau să, sau nu puteau să-mi ofere ceea ce aveam eu nevoie, și atunci eu credeam că este pentru că am greșit cu ceva. Și duc mai departe asta și încerc să fiu și mai bună, și mai deșteptă, și mai cu minte, și mai aplicată, și să iau mai multe de 10, și să fiu foarte cu minte, și să. Și dacă primesc, e suficient, dacă nu primesc, n-a fost suficient. Și atunci caut ce n-a mers să mă perfecționez. Caut ce n-a mers să mă perfecționez, pentru că perfecțiunea este ca un ideal. Și atunci, când eu trăiesc un ideal, nu mai este ideal. Când idealul rămâne, devine realitate, nu mai este ideal. Ne căutăm altul. Uh-huh. Și altul. Dar ideea este că de multe ori mecanismul de perfecționismul vine ca un fel de scut de apărare ca să nu se vadă cum mă simt eu de fapt și cum mă văd eu de fapt. Și de cele mai multe ori când am lucrat fie în grup, fie în individual, perfecționismul este nu vreau să se afle cum sunt, de fapt. Adică, care înseamnă nu vreau să se vadă cum mă văd eu. Și atunci proiectam toate acele critici, acele devalorizări sau percepția noastră despre noi, o proiectam la alții, prin frici. Dacă greșesc la birou, o să fiu dată afară pentru incompetență. Uh-huh. Adică eu cred că șeful meu mă va da afară pentru că el mă vede incompetentă sau incompetent. Când de fapt sunt eu cea care se vede incompetentă. Eu mă văd incompetentă și mi-e frică că ei să mă vadă incompetentă și să mă dea afară. Și atunci eu trebuie să fiu perfectă ca să ascund incompetența. E mai clar? Uh-huh. Da? Deci, sau eu mă văd foarte slabă și trebuie să fiu puternică. Și atunci îmi creez tot felul de repere de putere ca să fiu puternică. Dar eu nu mă simt puternică. Mă simte slabă, dar nu trebuie să se vadă. De aceea oamenii care au perfecționismul, la critici se simt foarte răniți sau reacționează în diferite forme sau suferă sau devin un pic supărat sau agresivi sau se retrag, pentru că e ca și cum dacă tu zici nu-mi convine ceea ce ai făcut, s-a văzut asta ce este în spatele. Ceea ce nu vreau să se vadă. Uh-huh. Și atunci e prea riscant pentru ei, se simt foarte vulnerabil, se simt descoperiți, expuși. Uh-huh. Și atunci trebuie să se apere, pentru că dacă te simți descoperit sau te simți atacat sau te simți așa, instinctiv vrei să te aperi și, sau să eviți. Și atunci voi ataca. Păi începe cu reproșuri sau că cum îți permis sau cine ești tu sau etc. Sau voi evita. Multe persoane, știi, simt cum îi urcă lacrimi în ochi, le înghit și se duc la toaletă și plâng și după aceea ies așa foarte puternic. Știi? Pentru că nu trebuie să se vadă.
sau pentru că e de rușine, sau pentru că nu e bine, sau pentru că e periculos, să-ți arate emoțiile. Dar, în fond, o parte din mine nu acceptă partea asta a mea. Dar care sunt motivele pentru care avem tendința asta să ne ascundem emoțiile? Să nu ne arătăm așa cum suntem? Odată am învățat asta. Deci, de secole, 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 noi înghițim emoțiile. Lumea zice, un om puternic, un om înțelept, nu este un om plângăcios. Nu este un om care își exprime emoțiile și este fals. Un om înțelept își va exprima emoțiile, doar că n-are vârfuri emoționale. N-are crize de bucurie, nici crize de plâns, nici crize de nervi. Pentru că emoțiile sunt line. Pentru că nu le-a adunat să aibă acele vârfuri explosive sau implosive. Da? Și atunci un înțelept se vede neutru, adică așa-l vedem noi. Știi, este un om puternic. Tu îi zici, e prost, el nu se întâmplă nimic. Îi zici, nu este în stare. Ok. Îl contrazici cu ceva. Înțelegi și știe ce să spună. Dar spune într-un mod calm, spune... Și atunci noi am luat acele calități în timp. Repet, în multe secole. Și așa trebuie să arate. Și ne-am centrat să arătăm așa, nu să fim așa. Pentru că noi nu am perceput mecanismul din spate. Da. Și atunci... Când apare, am înghițit, adică străbunicul meu învăța să înghită și mai înainte, da? Dar avem mai multe generații în care noi am învățat și ne-am condiționat să înghițim emoțiile. Că așa era bine. Pentru că dacă eu mi-exprim emoțiile prin resonanța, se vor trezi și emoțiile tale. Și cum am învățat de asemenea că este exteriorul cel care mă, că este doar exteriorul cel care mă influențează, adică ceilalți sunt de vină, tu nu trebuie să plângi ca eu să nu plâng. Pentru că se trezesc emoțiile. Tristețea ta poate să trezească tristețea mea. Sau nervii mei pot să trezească nervii tăi. Și e greu de gestionat că n-am învățat să gestionăm. Și atunci am învățat că nu trebuie. În educația, de mai multe generații încoace, i-am educat pe copii să nu exprime emoțiile negative. Uh-huh. Să nu se exprime, să nu facă urât la nervii, să nu plângă în public, pe diverse motive. Că nu se cade, că e rușine, că nu te las, că n-ai de ce, că etc. Și copilul învață că toate aceste lucruri, și așa am învățat și noi, trebuie înghițite. Că nu trebuie, nu trebuie să te enervezi de așa ceva. Dar nu mi-au zis cum să fac să nu mă enervez. Asta nu ni se explică pentru că nici ei nu știu. Asta era frustrarea mea maximă când eram mică. Păi da, fratele tău te-a chinat să nu te enerva. Păi voi nu înțelegeți când vine să spar capul? Mă tachinează, mă enervează, eu ce să fac cu asta? Și atunci am învățat că nu trebuie să mă enervez. Și am început să înghit nervii. Și atunci încep să neg o parte din mine pentru că eu consider că nu e bună. Și plus că vin alte chestii care am auzit, asta nu mi le spunea mama din fericire, dar am auzit din alte parte. Păi cine să te suporte așa? Am mai auzit, păi normal, oricine o să divorțeze de tine, cine să te ia așa, dintre altele, nu? Ce greu este să trăiesc cu tine, ești un copil dificil. Mă exasperează emoțiile tale, mă scot din sărite. Super, știi? Din că mi-a stricat ziua, mă bagi în mormânt, toate... Și atunci copilul zice... Din emoțiile mele apar toate dezastrele astea. Trebuie să le înghit ca să fie bine. Și trebuie să fiu opusul. Pentru că le zicem, nu? Trebuie să fii calm, nu nervos.
trebuie să fie. Și atunci, ca să ne adaptăm sau să supraviețuim, facem mecanismul ăsta ca să evităm asta. Alteori este pentru că nu primim ceea ce avem nevoie și atunci zicem, sunt pe cont propriu și trebuie să mă descurc. Deci, nu vreau că mama să mă certe, fac ce spune ea. Dar ce spune ea de multe ori este contrar la ceea ce vreau eu și învăț să manec ca să fie bine. Și după care rămân, trebuie să fac totul foarte bine, ca lumea să nu mă certe, ca să fie bine. Și eu rămân că trebuie să fie bine. Și să rămână, să fiu cel mai bine, ca să rămână lumea cu mine. Oricum mă simt singură. Dar în interiorul meu eu port toate suferințele acelea. Și atunci acolo putem găsi programe de nu merit, nu sunt suficient de, păi nu vreau să se vadă că sunt așa. Cum? Slabă, timidă, precăgită, așa. Nu vreau să se vadă că nu sunt la înălțime. Nu vreau să fiu respins, nu vreau să fiu abandonat, mi-e teamă că o să plece sau tot felul de frici care sunt în zona asta. Dar în același timp eu le neg de la mine și încerc să le scot din ființa mea prin negare. Doar că prin negare ele nu ies. Și cum ele nu ies și se adună, eu le simt mai puternic, eu mi-am făcut perfecționismul ca să scap de ele, deci cum le simt mai tare că le adun, îl fac mai mare și pe asta. Și la un moment dat facem boom. Multe surmenaje, oboseala cronică, burnout, multe chestii sunt pentru că suntem într-un stadiu de stres și de luptă interioară care într-un conflict intern quasi permanent și normal că corpul clachează. Trebuie să zică stop, odihnește-te, bagă-te în seama, rezolvă asta. Uite, o amigdalită, o răceală puternică, o ceva, 5 zile, concediu medical să te ocupi de tine. Pentru că noi nu facem asta, că trebuie să fim perfecți. Deci trebuie să fiu mama perfectă, soția perfectă, soțul perfect, tata perfect, angajatul perfect, șeful perfect, fiică perfectă sau fiu perfect, prietenul perfectă. Normal că ne simțim trași în toate părțile. Cum să trăim? Unde mai suntem noi? Ne-ai spus la ultimul curs de dezvoltare personală o informație care mi s-a părut revelatoare în ceea ce privește percepția. Că de cele mai multe ori noi percepem anumite lucruri și le transpunem așa cum ne imaginăm noi și de asta încercăm să fim perfecți, perfecți, perfecți și că doar în 20% din cazuri percepția este exact cea pe care ne-o transmite interlocutorul nostru și în 80% din cazuri nu percepem exact realitatea. Tocmai că nu comunicăm, doar noi ne imaginăm că el vrea să fim într-un anumit fel sau că a spus ceva și atunci noi ne adaptăm în funcție de percepția noastră. Da, e o clarificare. Ah, ok. Ceea ce spun eu, e ok. E legat și de percepție. Am înțeles eu. Da. E legat de percepție, da. Dar ideea este că ceea ce transmit eu e auzit de celălalt cu ceea ce este celălalt în momentul ăla. Uh-huh. Dacă sunt relaxată, am tendința de a asculta mai mult ce spune celălalt. Dacă nu suntem relaxați, ascultarea noastră se satură repede, nu ascultăm. Perfecționiștii sunt vreodată relaxați? Relaxează și ei de când. Okay. Dar ideea este, ceea ce am spus este că corespondența între ce am vrut eu să transmit și ce înțelege celălalt din ceea ce am vrut să transmit, de cele mai multe ori nu coincide. Pentru că eu am vrut să transmit că sunt foarte fericită, dar am zis sunt foarte fericită și celălalt poate să înțeleagă ascunde ceva. Apropo de percepția mea față de... Da, și se întâmplă mereu în comunicare pentru că noi nu auzim sau nu înțelegem ceea ce, auzim ceea ce spune celălalt, vedem gesturi atunci când a spus-o
dar înțelegem cu ceea ce suntem noi în momentul respectiv. Uh-huh. Deci ceea ce înțelegem noi poate sau nu să coincidă cu ceea ce a zis celălalt. Și asta ține foarte mult de percepțiile noastre, cum percepem noi ceea ce vine de la celălalt și cum îl percepem și pe celălalt. Că dacă eu te văd deschisă, adică dacă văd că zâmbești și eu mă bucur când cineva zâmbește, eu o să mă deschid pentru că văd zâmbetul tău. Dar alta persoană, de exemplu, vede un zâmbet și nu se deschide. Adică n-are chef să vorbească mai mult, că dacă mă doare stomacul, nu am chef, tu poți să zâmbești cât vrei, dar eu nu o să am chef să vorbesc mai mult. În sensul ăsta era acea corespondență între ceea ce vrem să transmitem și ceea ce se primește de la celălalt, dar ține, include foarte mult percepția. Când lucrăm în grup, se vede mult mai clar, pentru că lucrăm pe exemple concrete de ceea ce se întâmplă acolo și este mai... mai evident. Mă gândeam că în cazul perfecționiștilor sau perfecționismului, percepția este din start distorsionată, pentru că tu, având o stimă de sine scăzută sau pe un fond emoțional în care ai foarte multe frici, din start orice spune celălalt, chiar dacă îți face un compliment sau ceva benefic, tu te gândești ce se ascunde în spate și încerci să-ți menții acea imagine. Da și nu. Da și nu, pentru că există persoane care nu sunt perfecționiste și oricum nu pot să primească complimente. Înțelegi? Nu este vorba de distorsiune, este vorba de necorespondență. Da? Dacă eu mă simt rău astăzi, să dau un alt exemplu. Anul trecut, când a murit mama, am avut o perioadă de vreo o săptămână în care mi-a fost greu să văd sensul vieții. Adică vedeam o floare, că și înainte vedeam floarea și mă bucuram foarte mult. Acum o vedeam și mi se părea că n-are sens. Înțelegi? Și atunci orice venea către mine n-avea sens. Dar nu este o distorsiune, este că eu nu vedeam sensul. Floarea, okay, era aceeași floare. Copacii erau la fel de verzi. Eram eu, la nivelul meu de percepție, în care în interiorul meu se schimbase ceva și percepeam lucruri diferite. Și primeam lucruri diferite. Pe anumite lucruri, o îmbrățișare m-a emoționat mult mai mult decât mă emoționa înainte să moară mama. Știu, simțeam altfel. Deci ideea este că eu nu aș pune cuvântul de distorsiune, aș spune că fiecare le primește în mod diferit. Și când primim lucruri, primim cu ceea ce suntem în momentul ăla. Când sunt foarte bine și sunt strălucitoare și sunt foarte fericită și mi se pare că toată grația divină a coborât pe mine, nimic nu mă tulbură. Adică poate să vin un cutremur, nu știu cum aș reacționa, dar sigur l-aș primi mai bine decât cum l-aș fi primit anul trecut după moartea mamei. Deci sunt stările noastre, vă dau cazurile extreme. Dar dacă ne uităm la noi pe parcursul unei zile, noi nu avem aceeași stare dimineața, după amiază și seara. Și atunci primim lucruri diferit. Ceea ce se întâmplă este că atunci când eu nu am încredere în mine, ceea ce văd în exterior, de exemplu, dacă eu nu am încredere în mine și de obicei mă compar, în comparațiile eu o să pierd, pentru că n-am încredere. Și nu mă face să mă simt bine, pentru că n-am încredere. Ah, uite fata aia, e mai frumoasă decât mine. Uite-l pe domnul ăla. Da, e mai încresător decât mine. Înțelegi? Adică voi căuta, pentru că asta este mecanismul meu. Când am un alt mecanism de apărare, care este perfecționismul, că vorbim despre el astăzi, încerc să arăt cu
cum consider eu că ar fi bine. Sau prin încerc să arăt comportamentele care cred că vor fi mai bine primite de la alții. Și atunci, dacă mie mi-e frică să fiu respinsă, voi căuta comportamente sau să fac lucruri foarte bine ca să nu fiu respinsă. Dacă problema mea este de încredere, voi încerca să arăt încredere și așa mai departe. Dar în dinamica relațională este că să fiu mai acceptată, mai liniștită, mai bine. Dar acolo e lupta mea. De-aia sunt și mai sensibilă. Pentru că oamenii cred că sunt puternică, că sunt bine, că sunt nu știu cum, când eu nu sunt bine. De exemplu, cred că dacă mama mea ar fi murit când încă aveam un perfecționismul foarte activ, probabil că nici măcar nu aș fi anulat toate ședințele pe care le-aș fi anulat, că trebuia să fiu bine. Și aș fi zis, bine, eu continui să muncesc și îmi văd de viață, că viața continuă mai mult și nu mi-aș fi dat voie să trăiesc doliul după moartea mamei mele. Pentru că asta ar fi însemnat că sunt slabă. Că nu sunt în stare de, că nu sunt... Probabil mi-ar fi fost frică că clienții mei vor pleca cu toții dacă eu anulez mai multe ședințe sau alte lucruri. Deci cam aceea este dinamica pe care eu am trăit-o când aveam perfecționismul activ. Și după ce am învățat să mă accept pe mine și să rezolv ce mă durea de fapt, aici ne enervăm, ne doare, ne simțim respinși și așa, dar nu e durerea de aici, că lumea nu ne vede suficient de perfect cum vrem noi să fim. Durerea este aici, că nu mă simțeam eu suficient de bine cu mine. Când am început demersul în sensul acesta, da, a fost mult mai bine și atunci a scăsut și perfecționismul până când m-am împrietenit cu ambele laturi și am continuat să fac lucrurile cât mai bine pot, dar țineam cont și de mine. Spuneai mai devreme că uneori în dinamica aceasta perfecționismului, uneori îți propui un target, un ideal, îl atingi, îți propui următorul target, îl atingi și pe același, așa mai departe. Ce se întâmplă în momentul în care nu reușești să ajungi la acel perfecționist pentru aceste targete pe care ți le propui? Multe stres și fiecare se stresează, deci persoanele care au mai degrabă stresul se stresează cu anxietate, devin mai anxio și cei mai, să zicem, o tendință depresivă se simt mai depresivi, cei care se panichează mai mult pentru că misa care este în spate se pierde. Adică nu este am greșit și atât. Uh-huh. Am trimis greșit un e-mail. Ok, cum fac să repar? Repar, trimit, s-a terminat. Dar când trebuie să fiu perfectă, să nu trimit la timp un e-mail, devine o tragedie. Pentru că eu pierd misa. Misa fiind să mă accepte cineva, să îmi păstrez jobul. Știi că nimeni nu este dat afară pentru că nu s-a trimis un e-mail. Dacă se întâmplă în fiecare zi, dar probabil mai mult timp, dar nu pentru un e-mail. Dar ideea este cum se pierde misa, pentru mine capăta o amploare mult mai mare emoțional vorbind. Și atunci frica este mult mai mare și se reactivează durerea aceasta din spate. Și atunci o trăiesc rău. Cum mi-am făcut perfecționismul și m-a ajutat la început. Încercam să fac tot ce zicea mama și m-a ajutat să fiu mai bine, că ea nu mă certa, nu mă pedepsea, deci eu eram mai în siguranță, m-a ajutat atunci. Dar acum continui să fac chestia aia când nu mai este nevoie și atunci eu mă simt mult mai stresată. Ideea este că atunci când ne facem mecanismele acestea, cum este perfecționismul sau paravanele astea, ca să nu obținem această suferință, în momentul
de început sau în contextul de atunci m-a ajutat și în sistemul meu a rămas că așa se face. Când eu am o suferință, fac lucruri perfecte, se rezolvă suferința. Nu-mi dau seama de alte mecanisme. Și în momentul respectiv m-a ajutat, dar după aia când se adună mult mai multe emoții sau mult mai multe lucruri în spate, nu mă mai ajută. Și cum zic, știi, ai avut un război înainte, te-ai pus armură, ai plecat la război, s-a terminat războiul și tu continui mergând la plajă cu armură. Pe o să te pregești. Acolo trebuie să te dezbraci, trebuie să scoți. Că altfel ți-e rău. Știi, deci ideea este, atunci a fost ok, m-a salvat, mulțumesc, bagam armură în debara. Când o să mai fie nevoie, o scoatem. Îmbrăcăm la loc. Dar ideea este să putem să le potrivim la context și să putem să ne acceptăm pe noi cu totul. Astfel încât sensibilitățile noastre sau senzația sau emoția de vulnerabilitate să ne fie mai ușor de depășit, mai ușor de trăit și de depășit. Nu este o stare, este o emoție. Eu mă simt expusă, mă simt vulnerabilă pentru că nu-mi place să o simt, mă simt fragilă și mi se pare că în momentul ăsta oricine poate să-mi facă rău. Da, sunt persoanele care profită de persoanele care suferă, da, bineînțeles, nu zic că nu. Dar vorbesc de starea mea, nu faptul că eu pot să exprim o emoție, înseamnă că din start sunt fragilă. Și în cele majoritatea cazurilor, ca să nu zic în toate cazurile, în momentul în care eu mă exprim și afirm o emoție, sunt tristă sau mă las să plâng sau pot să vorbesc cu cineva despre ceea ce simt, eu mă simt mai puternică. Și asta este feedback-ul pe care l-am avut și în grupuri de dezvoltare personale pe care le conduc, în cele de feminitate pe care le conduc, în ședințe individuale nenumărate și nu numai. Deci nu cred că afirma, avea capacitatea de spune ceea ce simți, te face vulnerabil. Dimpotrivă, senzația de centrare, de împământare, de putere crește. Dar când eu mi-am ascuns emoțiile dureroase, negative, foarte mult timp, să le exprim, poate să mă facă să mă simt expusă, vulnerabilă, pentru că am credința că nu trebuie, că e rău. Dacă am trăit într-o societate în care emoțiile se exprimă liber și n-ar exista credința că e rău, n-am avea problemă în a le ascunde. Nu ar exista, pentru că n-ar exista această credință. Și în principiu, vorbim la nivel general, cultural, când cineva suferă, de obicei este ajutat. Nu îi se dă în cap. Decât sunt cazuri mai rare în care suferă și îi dau cu ceva în cap peste suferința. Da, și acolo vorbim de altă suferință, dar nu intrăm acolo. Da? Deci cam asta se întâmplă, de se accentuează suferința din spate pentru că nu o acceptăm. Ce demersuri pot fi făcute astfel încât să scăpăm de acest perfecționism și mai profund de emoțiile din spate? Deci odată este să... Odată este să-l recunoaștem. Nu este în perfecționil, suntem într-o dinamică totul sau nimic. Totul sau nimic. E bine sau e rău? Extreme. Extreme. Sunt frumoasă sau sunt urâtă? Sunt deșteaptă, sunt deștept sau sunt prost? Sunt îndemânatic, neîndemânatic? Sunt priceput sau nu sunt priceput? Sunt de încredere sau sunt de neîncredere? Zic adevărul sau minte. Deci tot timpul este în extreme. Pentru că perfectul este un extrem. Și repet, a face lucruri bine, poți să le faci și fără să fie neapărat nevoie de perfecte. Și ciudat, atunci ies cel mai perfecte. Dar ideea este că există între aceste două extreme
o grămadă de culori. Alb și negru includ toate culorile. Adică nu este albul absența negrului și negrului absența albului. Amândoi conțin toate culorile. Și între ele există toate culorile și toate nuanțele. Putem trăi toate nuanțele și despre asta este vorba în viață. Să le trăim cumva, să le experimentăm fără să ne ducem spre extreme. Dar dacă nu ajungem în extreme, nu știm ce se include înăuntrul extremelor. Deci sunt de asemenea utile aceste extreme. Deci odată să recunoaștem că perfecționismul este într-o extremă. Și că a face lucruri bine nu înseamnă neapărat că trebuie să fie perfecte. Perfecționismul va fi un surplus peste acel foarte, foarte bine sau excelent, va exista niște așteptări de perfect. Deci, odată ce începem să recunoaștem asta, că putem face lucruri cel mai bine putem, fără neapărat să fie perfecte, am făcut un pas enorm pentru a recunoaște ceea ce nu ne convine la noi. Și să începem un demers de acceptare de sine și de integrare a părților pe care noi de obicei le negăm. Și atunci, da, putem lucra pe partea emoțională, apoi putem lucra pe partea de gânduri, putem lucra pe partea de sens, pentru că de cele mai multe ori, nu tot timpul, dar de cele mai multe ori, perfecționismul are un sens. De multe ori, pe transgenerațional, există o fidelitate cu cineva din familie legată de o rușine. Și că să se ascundă rușinea, creăm un perfecționism. Trebuie să facem totul perfect, să se spele cumva rușinea respectivă, doar că nu merge chiar așa. Da? Deci emoția aceea necesită, sau evenimentul acela necesită să fie recunoscut, acceptat, integrat. Și că eu să pot să îmi dau voie să nu fiu atât de perfect sau de perfectă. Da? Deci se poate lucra și pe partea aceea. Da? Și după care este important să găsim un balanț potrivit între valoarea mea, cine sunt eu, cum apreciez eu pe mine, adică să-mi recunosc propria valoare fără să fiu perfectă. Adică perfecționismul se duce într-o extremă în care doar eu știu, eu pot, eu drept pentru că eu sunt perfect și cum eu sunt perfectă, copiii mei trebuie să fie perfect, soțul meu, soția mea trebuie să fie perfectă, șeful, șefa mea trebuie să fie perfectă, totul trebuie să fie perfect, că dacă nu e perfect, eu sunt imperfectă. Dacă am ales pe cineva imperfect, eu sunt imperfectă. Dacă copiii mei se comportă cum se comportă, eu nu sunt o mamă perfectă. Și atunci se trezesc toate acele lucruri pe care eu vreau să le ascund. Deci sunt momentele în care sunt utile sau putem să le folosim, să intrăm în acele situații și să începem să le încheiem și să le vindecăm. Și încetul cu încetul, când ne acceptăm și crește iubirea de sine, pot să-mi recunosc valoarea, pot să-mi simt valoarea. Și atunci n-am nevoie de măști ca să mă ascund de ceea ce consider eu că e greșit, vulnerabil, slab sau prost la mine. Pentru că pot să le gestionez, pot să le văd, pot să le integrez, pot să recunosc. Și în plus e foarte plăcut să recunosc că e greșit, fără niciun fel de stres. Da, fără niciun fel de stres. Da, aduce o liniște, știi? Da. Pentru că altfel îți stă pe creier de multe ori, știi? Cum să fac, ce să fac, ce să zic, cum să fac, știi? Că apar tot felul de anxietate, dar când poți să recunoști, știi? Să zici, am trimis un e-mail greșit, sunt clientul. Adică știți, am trimis un e-mail greșit, nu era pentru dumneavoastră, mă scuzați, v-am trimis din nou e-mailul, și s-a rezolvat. Sau mai multe. Și înțelegi, sau la fel cu situațiile, sau știu că partenerului meu sau partenerei mele nu-i place să întârzi și am întârziat. Știi? Zic, dar vezi că o să întârzi sau îmi pare rău că întârzi sau
hai să gestionăm situațiile, așteaptă-mă acasă, că măcar să nu fii pe stradă, că mă aștept jumătate de oră. Știi? Adică se găsesc modalități, pentru că știu că este așa și este acceptat și integrat. Este vorba de cum gestionăm ce se întâmplă în viața noastră. Nu cum să tăiem bucății din viața noastră sau din ființa noastră ca să fie mai bine. N-avem cum să fim mai bine dacă ne tăiam un ochi că nu-mi convine, genunchiul care nu-mi convine, degetul ăsta nu-mi convine, pac, îl tai. Toate ne folosesc și ne fac să funcționăm bine în întregime. Nu putem să funcționăm bine și culmea perfect dacă tăiam bucăți din noi. Tot ceea ce avem înăuntru ne ajută să fim bine. Ideea este să le folosim, să le ascultăm, să vedem cum facem cu ele ca să ne fie mai bine. Și între timp, unele lucruri se vor schimba. Poate o perioadă o să ajung târziu și după care învăț cum să fac, să ajung bine, dar fără să mă dau în cap, fără să mă critic, fără să încerc să fiu perfectă. Știi că autocritica și perfecționismul merg mână în mână. Nemulțumirea merge mână în mână, pentru că, cum vă ziceam la început, pentru că trebuie să fiu perfect, eu o să caut tot ce nu merge. Și dacă nu merge, asta mă... Știi, creează un stres, o anxietate în interiorul meu, mărește o frică. O să încerc să fac și mai bine, și mai bine, dar tot văd ce nu merge, nu sunt atentă la ceea ce merge, sunt atentă la ceea ce nu merge. Și asta creează foarte multă nemulțumire în interior, pentru că eu nu am ochii și n-am timp să găsesc ceea ce merge, să mă bucur de ceea ce merge. De aceea, la persoanele care au un perfecționism accentuat, bucuriile durează puțin, 5-10 minute. Nu hrănesc viață, care să zică, da, mă, da, sau să crească încrederea în sine, sau așa, să zică, da, mă, eu sunt în stare să fac asta, adică să mă simt în stare. Și știu că un nou proiect, am șanse să-l fac față, pentru că mă simt în stare. Dacă văd tot timpul ce nu merge și ce nu merge și ce nu merge și ce nu merge, o să încerc să controlez exteriorul ca să nu se vadă ceea ce nu vreau să se vadă, ca să mențin perfecționismul, să fiu foarte bună, dar o să văd ce nu merge și asta mi-aduce foarte multă nemulțumire față de mine, față de alții, față de restul și multă, multă anxietate. În ultimele 2-3 minute ale emisiunii, poți să ne dai un sfat sau un reper, așa cum te rog de fiecare dată, pentru acest mecanism, pentru perfecționism? Ce am putea să facem să îmbunătățim măcar un prim pas? Da, sigur. Încercați să vedeți măcar 3 lucruri care au mers. Adică am scris e-mailul. Oamenii cu perfecționism de obicei recitesc de 2-3 ori e-mail-uri ca să... sau de 5 ori, 7 ori, 10 ori, ca să fie perfect. Nu căutați doar ce nu merge, căutați măcar 3 lucrurile care sunt bune. Și pentru care să fiți mulțumiți. Nu o să fiți extraordinar de mulțumiți, dar să fiți mulțumiți. Și că introducerea e bună, măcar să le vedeți. Ok. Ideea este să exersăm mintea, să vedem și ce merge. Să exersăm mintea, să vedem partea bună a lucrurilor. Mai ales din ceea ce am făcut noi bine. Să putem să ne valorizăm pe noi, să ne simțim bine. Nu negăm nici una, nici alta. Adică nici ce am făcut bine, nici ce n-am făcut bine. Dar ne centrăm pe ceea ce este bine. Și când avem un perfecționism accentuat, nu vedem ce e bine. Este foarte greu să valorizăm, este foarte greu să facem un compliment. Să zicem, mă bucur, pentru că emoțiile nu trebuie arătate. Și atunci învățăm și aceste lucruri. Și deschiderea aceasta ne ajută să ne simțim mai relaxați, să dormim mai bine și încetul cu încetul lucrurile încep să se așeze pe alta platformă. Se construiește altceva care este mult mai plăcut, care aduce creativitate, mulțumire de sine și alte lucruri. Claudia, îți mulțumesc frumos pentru această emisiune perfectă, fix așa cum a fost. Dragilor, vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi și în această duminică. Ne revedem săptămâna viitoare, la orele 19, la o nouă ediție a emisiunii Împrietenește-te cu tine. Până atunci, vă invit ca de obicei pe canalele de YouTube, Canal 33 și Centrul Amaneser, unde puteți vedea toate emisiunile de până acum. O seară plăcută tuturor!